Am văzut ce ne-ați pregătit voi aici. E o combinație foarte frumoasă, dar știu că o să pun o rochie roșie pe mine, probabil intuitiv. Dar mie îmi plac foarte mult căpșunile, mai puțin dulciunile. Dar pentru că tu ai fost atât de drăguță și m-ai invitat la o ceașcă de ceai și cu prăjitură atât de simpatică, chiar o să îndrăznesc să pun câteva grame la kilogramele mele, pentru că o să le dau jos oricum cu sport. Am descoperit un nou gen de sport în care o dată pe săptămână îți ia doar 20 de minute, pui un costum pe tine, un costum așa mai galactic, mai cosmic și faci exerciții. Pica Body Tech este o modă, un trend în toată lumea, pentru că foarte multe vedete au apelat la acest gen de sport și sunt foarte mulțumită. Să vorbim cu prin sinonime și partida de amor, poate fi ca o prăjitură dulce. Atunci le-aș alege pe amândouă. O clipă de plăcere, o dulce mângâiere. Aș face o combinație de plăcute. Și la nivel emoțional, în partida de amor, te implici tot cu atâta dăruire, ca și atunci când mănânci o prăjitură gustoasă. Sud. De ce să fie? Ori eu am ales să fiu un om pozitiv, un om care nu duce saci grei în spate, saci cu amintiri, saci cu dezamăgiri. Eu prefer să uit totul, să iert totul și să merg înainte. Cel care cu adevărat mi-a cucerit inima este demn de dragostea mea și de toată admirația mea, pentru că eu sunt femeia care știe să încurajeze bărbatul de lângă ea, să spună că este cel mai bun, un bărbat puternic, știe să-și desfețe femeia, da? Din toate punctele de vedere. Ori eu întotdeauna am știut ce mi-am dorit și am știut ce să cer de la bărbatul meu. Și atunci un bărbat adevărat știe cu ce să-mi împlinească dorințele mele și visele mele. Numai tu, numai tu, ești tot ce-mi doresc. Numai tu, numai tu, mă faci să zâmbesc. Eu sunt o femeie independentă, o femeie care a știut să muncească și să se dedice nu doar profesiei, dar și familiei, prietenilor. Și atunci, desigur că alături de mine mi-am dorit să am un bărbat la fel, realizat, care știe ce poate și știe cât poate. Tu nu mă auzi când te strig, ești sur. Tu nu mă vezi, zici că mă ascund. Dar cine a spus că eu nu am viață personală? Eu sunt foarte fericită în viața mea personală, că eu trebuie să merg pe drumul meu. Ori în dragoste așa este. Oamenii sunt împreună, dar nu trebuie să se ajute în visele pe care le-au, da? Să se încurajeze, să fie aportul și susținerea aia plăcută și frumoasă. Dacă vorbim de atracția între doi, despre acea chimie, aia de fapt ne tulbură și ne face să nu dormim nopțile. Dar asta trece. Și ce rămâne mai departe? Eu am această putere ca să opresc sentimentul sau firul ăla care începe ușor-ușor să sclipească. Am învățat să fiu puternică în deciziile mele. Iar asta m-a ajutat de multe ori să spun nu ofertelor, tentațiilor, provocărilor, îndrăgostirilor. Am învățat să fiu o mică prezicătoare, de aceea tentațiilor, în fața tentațiilor știu să fiu echilibrată. Doar în doi vom fi noi și așa va fi mereu. Voi vreți să jucați la o nuntă și nu știți la nunta cui și de-aia se fac combinațiile astea, da, Diana Rotaru cu Herbert. Eu din contra am auzit un alt zvon că Herbert se însoară. Așa că probabil ăsta e un alt zvon în jurul vedetelor din Republica Moldova, cum altfel. Femeia trebuie să fie ea în pielea ei și să impresioneze de fiecare dată bărbatul și atunci garantat că nu se plictisește niciodată.